un spațiu din curtea SVR a devenit într-un timp record un teatru în aer liber. Are aproape 300 de locuri disponibile. Aici vor juca atât actorii teatrelor de stat, cât și cei din teatre private. Avem discuții cu 6 teatre și avem o corespondență cu aproape toate teatrele independente, toate companiile, urmând ca, cred că, în decurs de 2 săptămâni să umplem întregul calendar. Scena Teatrului TVR a fost gândită în primul rând pentru spectacolele teatrelor care au rămas fără sedii, după ce imobilele ori au ars, au primit bulină roșie, ori sunt în reparații. Este vital să existe spații pentru artele spectacolului, având în vedere că foarte multe instituții din București au pierdut spațiu recent, dintr-un motiv sau altul. Nici Teatrul Ion Creangă nu are un spațiu al său de joc de 7 ani. Noi suntem însă un caz fericit, pentru că suntem teatru care a intrat în reconstrucție și în amenajări acum un an jumătate și deja suntem aproape gata, dar vara asta este o vară în care încă suntem într-un tranzit. Primul spectacol, Clowns, al actorilor de la Ion Creangă, se joacă mâine de Ziua Copilului. Puteți cumpăra bilete de la casele fiecărui teatru sau online. Stagiunea Teatrul în TVR se va muta din toamnă în studiourile din strada Pangrati.